Salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Eu sunt Cosmin AK, doctorașul, iar în acest videoclip vă voi prezenta un top 10 cele mai frumoase skinuri ieftine care arată bine în Counter Strike 2. Țineți cont că vorbim despre niște skinuri ieftine pe care ar trebui în mod normal să și le permită oricine. Nu vorbim de skinuri de sute de euro care arată foarte bine și în Counter Strike Global Offensive, dar și în Counter Strike 2, ci vorbim strict de skinuri ieftine pentru armele principale din joc. Dar vreau să țineți cont de câteva lucruri înainte să începem acest videoclip. În primul rând, prețurile pot să varieze în funcție de evenimentele de pe Steam și evenimentele din Counter-Strike 2 și de asemenea de update-urile pe care cei de la Valve le aduc pentru Counter-Strike 2, pentru că în momentul de față Counter-Strike 2 este încă în limited beta și se pot schimba foarte multe lucruri. Prin urmare, acest videoclip este unul temporar până când Counter-Strike 2 se va lansa oficial, în full, și atunci voi reveni cu un update. Dar până atunci am zis că este bine să ne pregătim și să reușim să ne luăm anumite skin-uri care mai apoi vor crește mai mult ca sigur în valoare în momentul în care Counter-Strike 2 se va lansa, pentru că, bineînțeles, arată bine. Și cine știe, poate chiar vreți să le păstrați în inventarul vostru, pentru că vă place cum arată. Și în al doilea rând, nu uitați, abonați-vă, dați click pe clopoțel și lăsați un like dacă vă place videoclipul acesta, pentru că mă ajută foarte mult să continui și să cresc în vizualizări și în numărul de oameni care intră pe videoclipurile mele. Pentru USPS avem skin-ul Purple Diddy Pet, care în varianta Souvenir pe Factory New este mai ieftin decât în versiunea Factory New non-souvenir și asta pentru că, din păcate, nu poate fi folosit în trade-up-uri, dar nevertheless arată foarte, foarte bine. Uitați-vă un pic cum cade lumina pe acest skin, iar stickerele aurii, din punctul meu de vedere, aduc un plus de valoare, chiar dacă acest skin nu are o valoare per se în trade-up-uri și este foarte posibil ca valoarea acestuia să nu crească în următoarea perioadă. Mai departe, pe Glock 18 avem un skin foarte ieftin, dar care arată foarte bine și îmi dă niște vibe-uri de Twilight Galaxy. Este Bunsen Burner, un skin care arăta oribil în Counter-Strike Global Offensive, dar acum arată foarte, foarte bine. Uitați-vă un pic partea din spate cum sclipește și cât de bine se combină verdele din spate cu bleu-ul de pe față. Din punctul meu de vedere arată chiar foarte bine acest skin și este unul dintre cele mai ieftine skin-uri din acest top. Pentru Desert Eagle avem două skin-uri, în primul rând Bronze Deco, care arată fenomenal. Uitați-vă un pic cum arată lumina când cade pe argintiu și pe auriu, așa cum știm deja, auriul se arată foarte, foarte bine în Counter-Strike 2, dar acest skin arată fenomenal, atât de shiny încât nu putem să-l excludem din acest top. În plus, este foarte, foarte ieftin. De asemenea, un skin care mie îmi place foarte mult este Desert Eagle Light Rail, un skin care îmi place și în Counter-Strike Global Offensive, dar minte în CS2, unde sunt puse mult mai bine în evidență toate elementele 3D pe care le are această armă. Arată foarte, foarte bine, reflexiile se văd foarte bine pe partea portocalie, care își dă așa un fade spre gri, din punctul meu de vedere un skin de Deagle care arată foarte bine și pe care ar trebui să-l aveți în inventar dacă vă interesează skin-urile de Deagle, care sunt ieftine și bineînțeles nu aveți banii să vă cumpărați skin-uri mult, mult mai scumpe. Pe partea de AK, din păcate, nu avem foarte multe opțiuni în momentul de față. Legion of Anubis este, din punctul meu de vedere, un skin frumos pentru banii pe care îi dați pe el, undeva pe varianta Minimal Wear. Nu a primit încă un update, din punctul meu de vedere, pe partea de CS2, însă, în continuare, dacă puteți observa, cade destul de bine lumina pe el, arată bine, este destul de strălucitor, dar probabil în viitor își va primi un update pentru contrast mai puternic. Asta nu putem spune și despre skinurile de pe M4A4, iar Magnesium, unul dintre skinurile cele mai ieftine de M4A4, arată fenomenal în Counter-Strike 2. Deci, pe bune, chiar dacă este destul de simplu, acest argintiu în combinație cu lumina care cade și care se exprimă foarte bine în Counter-Strike 2, face din acest skin un skin foarte, foarte arătos. În ultimul rând, mai avem un skin de M4A4 dintr-o colecție veche care face ca acest skin să și crească în preț în viitor. Este vorba de M4A4 The Battlestar, care arată foarte bine, cu o textură foarte bine definită și foarte detaliată și din punctul meu de vedere chiar este un schimb pe care ar trebui să îl luați în considerare în momentul în care vorbim de skin-uri frumoase în Counter Strike 2 pentru M4A4. Trecem mai apoi la M4A1S, care are și el două skin-uri care arată bine. În primul rând un skin nou din ultima colecție Anubis, Madspec se numește, care, deși este dintr-o colecție nouă și are șansele să scadă în preț pe viitor, mie mi se pare că este un skin care trebuie luat în considerare. Se combină foarte bine griul de bază de pe skin cu bronzul de pe barrel și de pe corpul acestei arme și din punctul meu de vedere arată foarte, foarte bine. De asemenea, Decimator, un skin vechi, colorat, a primit un update și din punctul meu de vedere arată foarte, foarte bine, iar partea de albastru este foarte strălucitoare și intră în contrast foarte frumos cu rozul de pe restul corpului acestei arme. Și din punctul meu de vedere un preț fair, un preț ușor crescut, dar pe de altă parte toate prețurile pentru M4A1S sunt destul de mari în momentul de față. Nevertheless, un skin foarte frumos pe care vi-l recomand dacă vă interesează skinurile de M4A1S. Nu în ultimul rând avem AWP-urile și aici avem două skinuri pe care le-am ales. La fel, unul din colecția nouă din Anubis se numește AWP Black Nile, care este un skin clasic, elegant, foarte, foarte frumos în Counter-Strike 2. Avem baza pe un gri și cu niște elemente de bronz, atât pe scope cât și pe corpul armei. Arată foarte bine, iar acest bronz lucește fenomenal în lumina mirajului. Din punctul meu de vedere, un skin foarte frumos și foarte elegant. De asemenea, revenim tot cu AWP-ul, dar cu un skin vechi de data aceasta, din Chroma Collection. Manor arată fenomenal în CS2, iar auriul pe fond albastru arată atât de elegant. Pe bune, uitați-vă un pic cum arată partea de auriu care merge pe corpul albastru, cum lucește. E tot ce ar trebui. Dacă găsiți și o condiție bună, atunci cu siguranță veți întoarce privirile în momentul în care jucați un matchmaking sau un deathmatch în Counter-Strike 2. Dragii mei, cam asta a fost videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, abonați-vă, dați click pe clopoțel pentru a primi notificări în momentul în care mai uploadez și noi ne auzim cu un nou videoclip în zilele ce urmează. Rămâneți cu bine, salutare!